Românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice or să-și anvelopeze casa, în în mediul rural, au la dispoziție bani europeni. Noul program va fi destinat doar celor care vor să-și asigure consumul propriu, fără să livreze energie în rețea. Voucherele vor fi până la 25.000 de lei pentru panouri și până la 76.000 de lei pentru anveloparea caselor. O familie din comuna Erbigen, din județul Iași, a pus 16 panouri fotovoltaice anul trecut cu o putere de 6 kW. Oamenii au primit 20.000 de lei prin programul Casa Verde și au mai pus și ei aceeași sumă. De atunci, facturile au scăzut și de 4 ori, de la 180 de lei până la 30-40 de lei. De altfel, la sate a crescut numărul celor care și-au montat astfel de sisteme. Le avem din aprilie, eu consum acum de la ele cât e soare. Aveam factura 1100 de lei, acum este 30 de lei, se simte. Aproximativ 60.000 de familii vor putea să-și instaleze fotovoltaice, să-și cumpere baterii de stocare, ori să-și învelopeze casa printr-un nou program anunțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta va fi destinat în principal celor din mediul rural. Voucherul pentru panourile fotovoltaice nu va depăși 25.000 de lei, la fel și pentru pentru bateriile de stocare. Pentru anveloparea caselor, în schimb, vor fi acordați până la 76.500 de lei. Programul va merge în paralel cu Casa Verde Fotovoltaice, programul celor de la mediu. Deși numărul celor care își instalează astfel de sisteme este într-o continuă creștere, investițiile în sistem stau pe loc. În octombrie în România erau peste 100.000 de prosumatori. Cei mai mulți sunt din județul Ilfov, peste 8.000. Topul este continuat de Timiș cu 5.600 și și Arad cu 4.000. La polul opus sunt județele Tulcea, Botoșani, Covasna și Caraș Severin. Numărul acestora a crescut de 170 de ori din 2018 până în prezent. De altfel, în România nu mai există județ fără panouri fotovoltaice. Relatează știrile protv.ro